Orașul Glodeni a rămas fără viceprimar. Săptămâna trecută, Igor Slepțov, viceprimarul de Glodeni, a depus cerere de eliberare din propria dorință. Primarul a acceptat această cerere, fapt care a stârnit multe întrebări în rândul consilierilor. Consilierii doreau să cunoască cauzele și cereau explicații, însă primarul nu a prezentat alte argumente în afară de cererea depusă.